Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Denumirile mâncărurilor vegane sau vegetariene și industria să nu mai spună oamenilor că mănâncă burger pe bază de plante, mă înțelegi? Burger din mazăre sau cârnați vegani. Da. Sau friptură vegană sau ceva de genul ăsta. Ceea ce sunt de acord. Adică dacă spui că e friptură, grătar, costiță, trebuie să aibă neapărat carne. Și guvernul de la Paris lucrează la un decret prin care vor fi interzise denumirile astea dacă e vorba de ceva care este de fapt din plante și nu din carne. Dacă e costiță, trebuie să fie... Nu există costiță de fasole. Există costiță cu fasole. Eu am mai zis asta. Mi se pare că, mă, dacă aș fi vegan, mie mi-ar fi scârbă. Știi? Că mie mi provoacă silă carne. Da. Repulsie. Și atunci n-aș vrea nici să se numească preparatele pe care le mănânc. Da. Cu nume derivate din cărnuri. Adică ideea de a mânca cârnați? Exact. Nu... Da, până acum, adică nu, dacă ție nu-ți place să mănânci ceva, de exemplu, nu-ți plac bamele, să zicem, e primul lucru care mi-a venit în cap. De ce aș prefera să mănânc ceva? Bamea redangus. Bame redangus. Bame wagyu. Da. Că mie nu-mi plac bamele, adică de ce să se cheme așa? Corect. Nu? S-a pus problema așa? Și atunci ăștia n-au bani și ei să facă un PR corect. Au bani. Nu, veganii, mă, ca și comunitate, că sunt totuși... Au și veganii bani. Să-și facă niște nume ale lor, ceva să rămâi mut. Exact. Ceva ce n-ai mai auzit până acum. Să-ți se facă poftă. A apărut prima oară cârnă. Exact. Exact. Foarte bun asta, da. Și pentru pește, la fel. Ce e asta? Să fie pește din salată. Pește în formă de salată, poate. Iată. Sau salată în formă de pește. Ar fi, nu? Deci ar fi, practic, mazăre în formă de cârnat. Așa, da. Mazăre în formă de tub. Găsești, mă, ceva, nu poți găsi și un nume. Tubex de mazăre, nu știu. Da, Tubex. Așa ar trebui să delicios. Fie. Crampon. Deci nou proiect de lege, din nou proiect de decret din Franța, care ar urma să se aplice doar produselor fabricate și vândute în Franța, interzice o listă de 21 de denumiri de carne pentru a descrie produse pe bază de proteine, printre care friptură, escalop, costiță, șuncă. Și evident, producătorii de alternative vegane protestează, spun că ce, că ei folosesc asta de 40 de ani și așa mai departe. Domnule, să se lămurească lucrurile. Eu aș păstra și denumirile astea, dar doar pentru aia care sunt vegani în urma unei traume. Adică nu mai pot mânca din motive medicale carne. Nu, adică nu-ți dă bunăvoie vegani. Și le e poftă, dar nu și pot. Și le e poftă săraci și atunci poți să-i înțeleg. Adică gândește cum am fi noi. Și să fie... dacă n-am mai avea voie de mâine, îți mâncăm carne. Doamne, și ferește. Poftești tu la un cârnat? Da. Un și, mic. Și să se dea pe bază de rețetă la farmacie. Am și eu o rețetă de un kil de cârnați de mazăre, dacă se poate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.